Copilul este fascinat de fiecare dată când ajunge la tatăl de păpuși și are în suflet o sărbătoare de câte ori intră în sală. Se pregătește poate cu o seară înainte și unii dintre ei poate fac nopți albe, știind că a doua zi urmează să vină aici. Ca dovadă, după ce terminăm spectacolul, ne întâmplă de fiecare dată cu flori, venind pe scenă, iar noi îi luăm în mijlocul nostru și complimentul de final îl facem împreună cu ei. Îi învățăm să facă primii pași, începând cu complimentul. Teatru te învață să fii mai selectiv. Îți creează puncte de reper. În teatru de copii înveți ce este binele, ce este rău. Cum se spune, alb și negru, plus și minus. Cred că și pentru adulți, nu numai pentru copii, teatru de copii este foarte sănătos. În sensul că îi readuce la valorile din copilărie, îi readuce la marcă. Exact asta înseamnă universul pentru ei. Este un univers în care ei se așteaptă să găsească tot ceea ce cuprinde paleta umană. Teatrul cred că este tărâmul visului. Este locul unde toate lucrurile se termină, toate poveștile se termină cu bine. Acolo unde copiii se identifică cu personajele pozitive. Într-un cuvânt, este univers. Cred că este un mijloc prin care își văd eroi cu care iau contact încă de mici, de când părinții le povestesc din poveștile transmise prin viu grai, din poveștile citite, iau contact cu ei mai uman decât din imaginația lor. Îi văd întruchipați și simt o anumită apropiere. Este un loc de refugiu în lumea lor. Este tărâmul de vis, este lumea basmelor, este locul în care tot ceea ce ei și-au imaginat ascultând o poveste devine palpabil, de unde și reacția lor în sală. Ei discută cu personajele în timpul spectacolului, chiar dacă spectacolul nu este interactiv. Iar la final vin să sărute păpușile, să le întrebe ce fac și de multe ori sigur le răspunzi, cum te cheamă, ți-a plăcut? Sigur că da. Sunt fericiți pentru că totul se materializează, tot ce își imaginează e frumos, pentru că ei nu pot să-și imagineze decât lucruri frumoase. Acolo devin palpabile. Sunt fericiți că au discutat cu Alba ca Zăpada, cu Pinocchio, cu Făt Frumos, cu Ileana Cosânzeană, cu ce personaje preferă fiecare până la urmă. Teatru oferă o experiență vie, directă și nemijlocită. Teatrul, în general, e cel mai apropiat de viață. Și cred că de aici rezidă forța teatrului asupra cugetului unui copil. Se poate transpune cel mai ușor în lumea aceea a poveștilor, a magicului. Cred că este curiozitatea trezită de părinți, de bunici, atunci când le citesc poveștile. Și este până într-atât trezită această curiozitate că vor să vizualizeze, să vadă. De aceea vin cu atâta drag la teatrul. Și aici, cred că pentru ei mai înseamnă descoperirea eului, a propriei persoane. Prin exemplele care sunt date prin personajele din diversele spectacole pe care noi le prezentăm. Teatrul pentru copii este locul unde copiii vin să vadă povestea pe care i-a citit-o bunica, bunicul, tata, mama, povestea care au auzit-o la grădiniță, unde e locul acela unde povestea capătă viață. Teatrul pentru copii este un alt univers, după părerea mea. Ei vin la teatru ca să descopere acel ceva. Iar când miracolul se produce, atunci ei sunt foarte fericiți.
Teatrul înseamnă cuvântul. Teatrul, pentru copii, din punctul meu de vedere, reprezintă tărâmul poveștilor. Locul magic, unde personajele preferate, prin viață, se înfățișează înaintea lor. Sunt vii. Copiii vin la teatru, aplaudă, râd și umplu golurile unui spectacol prin imaginația lor. Copii care nu au fost niciodată la o piesă de teatru. Copii care nici măcar nu știu să-și imagineze cum arată o piesă de teatru. Și am convingerea că un copil privat de teatru, de muzică, literatură, de tot ce înseamnă artă, ceva înăuntru lui rămâne mic, nu știu, nedezvoltat. Este modalitatea în care îl înveți pe copil, în primul rând, să-și dezvolte imaginația. Și când spun asta, mă refer la jocul cu obiectul. Îl înveți pe copil să fie mai bun, să fie mai drept. Învață copiii să discearnă bine de rău. Toate poveștile, după cum știm, sunt moralizatoare. Tot timpul binele învinge răul. Caracterul păpușar este, cum să vă spun, este acea fundație. Aceeași magie pe care o arătăm copiilor se răsfrânge și asupra adulților. Și știm sigur că în momentul în care spectacolul se termină, uitându-ne la fețele părinților lor și a bunicilor lor, știm sigur că le-am făcut o mare bucurie. Și că o oră au redevenit copii și că au revăzut copilăria, dar cu alți ochi, cu niște ochi de oameni experimentați. Este un tărâm pe care ei ar vrea să-l înțeleagă și să fie și ei în pielea personajelor. Își doresc asta. Pentru că orice copil se visează, ori prinț, ori prințesă, ori un gândăcel, ori un fluturaș, deci fiecare își alege câte un personaj. În afară de valorile morale, desigur, sinceritate, prietenie, dragoste, sacrificiu. E bine, păpușarul are posibilitatea ca personajele negative să treacă cu mult mai multă ușurință decât există ele în realitate. Și am colegi care abordează cu umor și cu detașare toate rolurile negative. Cred că avem o sarcină frumoasă și nobilă. Să nu lăsăm inocența să dispară odată cu trecerea timpului, când micul copil devine un adult. De aceea, noi încercăm să le oferim o variantă prin care ei să înțeleagă un lucru important, și anume că dacă vor, pot rămâne copii, pot rămâne curați și drepți pentru totdeauna.
Noi suntem niște critici în spatele păpușilor. Pentru că noi criticăm răutatea, prostia, ignoranța. Lăudăm frumosul. Asta trebuie să învețe el, ca să se formeze ca om. De fapt, orice formă de teatru, până la urmă, merge spre educarea maselor. E o mare responsabilitate. E o responsabilitate, în primul rând, pentru că trebuie să fii atent ce îi transmiți. Trebuie să transmiți de așa natură, să estetizezi, să concretizezi valorile mesajului pe care vrei să-l transmiți și să-l transmiți exact când trebuie. Putem aduce pe scenă valori morale, cum este dreptatea, eroismul pe care îl au personajele, pe care le... modul de a ieși din încurcături, într-un mod fantastic, care mai târziu, sigur, le folosesc în viață. Toate creațiile pe care noi le aducem în fața lor îi ajută să înțeleagă mai bine lumea, îi ajută să înțeleagă mai bine sentimentele umane, îi ajută să înțeleagă de ce o floare este vie, de ce o gâză zboară, de ce un fluture își arată culorile de pe petale. Deci teatru de păpuși aduce toată paleta de simțăminte și tot ce e rău și tot ce e bun și îi face să înțeleagă și îi pregătește pentru ce va urma în viața lor. Asta ar trebui să cultive în special teatrul de păpuși. Valorile educative, moralizatoare, de bine, de frumos. Tot ceea ce face pentru a oferi o bună bază educativă de plecare a copilului în viață.